de PNL a fost o stabilitate care nu există. Da. Domnul Vâlcea, să ne întoarcem la Comisia de Control SRI. Ea e prezidată de un coleg al dumneavoastră din Partidul Național Liberal. Zice, am luat solicitarea liderului grupului senatorilor PNL și am făcut o adresă către SRI în care am solicitat o informare prin care să ne specifice dacă pe teritoriul României sau în exterior, deși SRI nu lucrează în exterior, lucrează în interiorul României. Lucrează SIE. Da. În interior, pe teritoriu sau în exterior există entități statale sau non-statale care pot să influențeze procesul electoral în campaniile prezidențiale și parlamentare, fiind generalizat, nu știu ce să fie generalizat, așa, care să afecteze securitatea națională. Deci dacă cineva se bagă în alegerile parlamentare și prezidențiale în așa mod încât să afecteze securitatea națională. Că există în serie o direcție, Direcția pentru Apărarea Constituției. Și actori statali ar fi așa: Rusia, Iran, China, Coreea de Nord, menționând că sunt și actori statali în țări proxy din Orientul Mijlociu, iar cei non-statali, actori non-statali, sunt, citez, entități private care, prin diferite forme, produc atacuri cibernetice asupra instituțiilor statului român. MAE, MAI, Ministerul Sănătății. Și la un moment dat pot să ceară răscumpărare pentru a recupera așa zisele date. Deci nu cred că așa zisele date, cred că a recuperat datele. Nu așa, dacă sunt așa zise date, de ce ai dat bani să le recuperezi? Dacă nu sunt date, sunt așa zis. Mă rog, ok, domnul Chirteș. Ce pretenții să... Deci, pe scurt, ce fel de răspuns așteptați sau credeți că ar putea veni de la SRI? Ce să zică? Da, domne, își bagă coada Rusia sau... Nu, domne, nu e nimeni interesat de alegerile din România. Domnul Chirteș este președintele Comisiei de Supraveghere SRI în Parlamentul României, o comisie comună între formată din Senat și Camera Deputaților. E posibil ca acest gen de abordare, unul birocratic, să fie necesar. Vom vedea dacă și va avea un răspuns. Cert este că vedem în ultimii ani deja, de la anexarea Crimeei din 2016 încoace, această rețea Putin, care funcționează în Europa, care s-a infiltrat, mai ales am văzut, recunosc, când am văzut din datele serviciilor secrete române sau alte servicii, dar am văzut în schimb în presă foarte mulți influencer, foarte multe rețele, foarte multe ONG-uri sprijinite de Rusia și rețeaua Putin în această direcție merge. Am văzut implicarea Rusiei în alegerile din Moldova, care au fost unele destul de transparente, dacă putem să le spunem așa, le-am văzut cu ochiul liber, acele avioane plecate din Moscova în ziua votului sau sumele de bani intrate, dovedite. Posibil ca acum să vedem la fel și mi-aș fi dorit să văd acest lucru. ONG-urile din România sprijinite și cu conexiuni în Rusia, poate chiar și partidele politice, dar demersul domnului Chirteș este unul legitim. Eu sper că unul care să ne dovedească ceva să vină înainte de alegeri, dacă va fi cazul. Și ce consecințe ar putea exista? Adică dacă vine SRI și să spună ceva de genul AUR e finanțat de ruși sau ce se întâmplă? Vom vedea la acel moment. Ne-am ajunge noi acolo. Paradoxal ar fi să vină aceste dovezi. Paradoxal ar fi chiar adevăr să răspundă cineva la cererea asta. Dar e interesant că suntem în cele două săptămâni totuși. Da. Adică e un moment destul de tensionat. Și atunci stau și mă gândesc că dacă apare un cuțit, vin cu această idee, apare un cuțit, acum mă gândesc că poate fi folosit totuși până la finalul piesei. Bănuiesc că are o noimă ce se discută acum, de aia și tratăm cu seriozitate. Mă rog. De aceea și am vrut să răspund un pic, să spun, las ușile deschise diplomatic, pentru că nu știm care va fi răspunsul, dar și eu mi-aș dori să văd finanțarea unor partide, cum este AUR, de exemplu, finanțarea SOS. Am văzut de multe ori că vizitele doamnei Șoșoacă la ambasada Rusiei, dar repet, toate aceste supoziții, pe care de multe ori le considerăm adevărate, ar trebui să vină cu un suport. Dar astea nu sunt publice, finanțările partidelor nu sunt publice.
până să ajungă un partid parlamentar AUR, a avut o finanțare care nu este încă clară. Cum, de exemplu, nici domnul Joană nu are o finanțare foarte clară și transparentă în acest moment. Dar, domnul Gâdei, nu vi se pare...